Radu Mazăre și-a tras iubită în timp ce tatălui e la închisoare. Frumoasa Iulia este consilier parlamentar al PSD în Camera Deputaților. Fiul lui Radu Mazăre și-a tras iubită, aceasta fiind Iulia Sirghier. Fiul lui Radu Mazăre și-a tras iubită, cei doi pozând foarte tandru la o petrecere dintr-un club când s-au îmbrățișat afectuos. Partenera lui Răducu este Iulia Sirghier, care este consilier parlamentar al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, fiind angajată la începutul lui 2019. Fiul lui Radu Mazăre și-a tras iubită. Iulia adoră picturi, alele și vacanțele. Iulia adoră picturi, alele și vacanțele, având sute de admiratori pe paginile de socializare, acolo unde a pozat în diverse ținute. Iubita lui Răducu Mazăre s-a fotografiat și la locul de muncă, la Palatul Parlamentului, acolo unde a purtat o ținută mult mai sobră, fiind îmbrăcată în negru din cap până în picioare. Fiul lui Radu Mazăre și-a tras iubită. Fostul primar a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Tatălui Răducu Mazăre, fost primar al Constanței, a fost și el membru al PSD, la fel ca iubita lui Răducu. În luna mai 2019, Radu Mazăre a fost condamnat definitiv de judecătorii în alte curți de casație și justiție, la 9 ani de închisoare, cu executare, în dosarul retrocedărilor în care inițial primise o pedeapsă cu suspendare.